Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, iar pe Ce vor plantele @agro-tv.ro, adresa emisiunii, adresa de mail a emisiunii, vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne scrieți. Dacă aveți posibilitatea să ne atașați și niște poze, sunt de mare folos pentru o diagnosticare corectă. Laurențiu ne-a scris că are o problemă cu musculița de oțet. Apare la smochine, el recoltează odată la 3-4 zile, oare cu ce insecticid? Dar spune aici că au dat cu Milbeck Nuc. Când se achiziționează un produs, trebuie să citească eticheta. Milbeck Nuc este un produs bio, dar este numai pentru acarieni. Nu este pentru diptere, pentru musculițe, pentru... Deci trebuie neapărat să folosiți produsul Calypso și le omorâți. Am căutat pe internet 8 ml de varant pentru telespectatorii care ne-au sunat. 8 ml de varant în 10 litri pulbere, în 10 litri de apă. Da. Marcel are o plantație de goji din Sibiu și ne spune că în fiecare an se negresc fructele, le vedem și în imagini. Anul acesta le-a stropit cu sulf în primăvară, apoi cu topsin și teldor, mai apoi acolo, cu captadin. Acolo, după câte văd, eu are probleme cu acarienii, se văd frunzele atacate și răsucite și uitați-le acum, se văd foarte limpede, iar pe fructe apare fuzarium. Fructele se mumifică și apare o ciupercă rozulie. E simplă treaba. Anul acesta bănesc că nu tratamentele mai sunt deșarte, deci nu mai e. Nu asta are. Doar de la anul să ia cultura și să trebuie o trateze. Trebuie neapărat să facă tratamentele la timp, pentru că dacă nu se fac la timp și cu produse anume pentru așa neapărat ceva, acaricidele să nu lipsească din tratamente și... Dar o să spunem noi la timp, pentru fiecare cultură, în parte, cred ce tratamente că goji l-am cam omis anul acesta, Score și Corus și Teldoru sunt produsele care ar putea să le poate folosi, dar trebuie acolo, când folosește Teldor, trebuie să aibă putregaiul cenușiu. Dacă nu-l are, îl folosește, își cheltuiește banii. Vasile ne-a trimis niște poze cu porumbul Zahara și ne spune că s-a confruntat cu o astfel de problemă în anul acesta și nu știe ce să facă pentru anul viitor. Este fuzarium din cauza, mă rog, a unor infecții și o să vadă că mai devreme sau mai târziu bobele respective se colorează în roz. Este o problemă specifică transmisă din știulete, umed, din știulete, se instalează ciuperca respectivă și proliferează. Și în special apare la vârf, după care se continuă pentru că știuletele e îmbrăcat în pănuș și acolo conține umiditate mare. Numai mediul propice pentru dezvoltarea bolilor. Exact. Emanuel se confruntă cu o problemă la gogoșari, au apărut niște pete pe fructele de gogoșar. Da, este vorba despre alternaria. Este o bolă care putea fi prevenită dacă se făcea tratamentul din timp cu Cabriotop, cu Acrobat, cu Ridomil Gold. La momentul potrivit, acum este târziu. Nu mai poate aplica tratamente cu produse sistemice pentru că recoltează și... Iar cele de contact nu fac față cele de contact boli. Doar opresc într-un fel, dar sau pot să le elimine fructele respective și să facă tratament cu zeamă bordeleză împreună cu Bravo, dar puțin probabil să vindece bolile respective. Iosif vă întreabă cum ar putea combate feriga de câmp, părul porcului și sulfina. Deci toate buruienile astea se pot combate foarte simplu cu ierbicid total. 250 de ml în 10 litri de apă, faceți tratamentul, în 2 săptămâni se usucă tot. Ierbicidul total, mai explic încă o dată să înțeleagă toată lumea, se aplică pe frunzele plantelor pe care vrem să le omorâm, translocă din frunză până în rădăcină și usucă rădăcina. De-aia îi trebuie 2 săptămâni ca să
aibă timp să coboare până în rădăcină. În momentul când ajunge rădăcină, numai atunci vedem că plantele schimbă culoarea și încep să se usuce. Aceeași problemă o are și Diana, vrea să omoare o serie de bureni și măceșul de pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Ne spune că a aplicat deja un produs pe bază de glifosat, doar că burenile sunt încă verzi, iar măceșul tot a ieșit. Măceșul iese pentru că el are rădăcini foarte multe, dar trebuie neapărat tăiat, lăsat să răsară câțiva lăstari tineri, ca să poată recepționa ierbicidul care îl dăm. Dar dacă nu face concentrația corespunzătoare, 500 de mililitri în 20 de litri de apă. Corect. Bine a făcut tratament, concentrația. Însă trebuie aplicat pe frunzele plantelor să fie masa foliară bogată ca să poată să recepționeze substanțele. Altfel n-are. Păi pământul gol nu are niciun acum efect. Nu ne-a spus când a făcut tratamentul. Burenile pot să fie încă verzi pentru că n-au trecut cele 2-3 săptămâni trebuie până vedem că... Două săptămâni. După două săptămâni, dacă se aplică concentrația care am pus-o, nu rămâne nimic decât pământul gol. Iar cu măcesul, cel care are rădăcinile lemnoase și... Durează și 2 ani de zile. Trebuie să ne luptăm. În jur de 3-4 tratamente consecutive, cum apar lăstare, pentru că numai așa putem să omorâm rădăcinile care sunt acolo. Ioan vă întreabă care ar fi motivul pentru care i s-a uscat fasolea. Precizează că a fost stropită cu ditane, mospilan și drept îngrășământ a folosit urea și apa. Ne-a trimis și poze, Ioan, cu fasolea. Dacă îi rog pe colegii mei, e posibil să le găsească. Tratamentul nu este cel adecvat. Deci, eu l-am recomandat întotdeauna la început, tratamentele să fac când începe să se formeze tufa, cu un... dar aici este o altă problemă. Aici mare lucru de nu s-a întâmplat și altceva. Ne spune că a administrat uree și apă. E o arsură. Acolo. Aici nici este... de cum urea nu se dizolvă în apă. Exact așa se întâmplă cum punem noi, nu punem sarea în supă, ci o punem în apă și bem apa, bem mărătoare. Nu există. Deci urea să nu o dizolvați niciodată și așa aplicată granule e destul de periculoasă pentru că conține foarte mult azot și arde. La nicio cultură nu mai aplicați uree, dar absolut la nicio cultură. Sunt o serie de îngrășăminte atât care le puteți aplica la sol, granulat, fie 100% solubile în apă, cum ar fi solfertul cu diferite formulări, fie aplicate foliar, vă spuneam foliplantul, un îngrășământ care este foarte, foarte bun de aplicat majorității plantelor care au frunza verde, de începând de la pom fructifer și mergând până la plante ornamentale și flori. Urea se aplică de către specialiști. Mai știm noi specialiști care și-au ars gazonul cu urea. Da, sigur, nu este recomandat. Deci doar îngrășămintele cu azot, fosfor și potasiu să nu fie numai uree singură este criminal. Amalia are nevoie de un ierbicid pentru a distruge murul sălbatic, e același ierbicid total pe care l-am recomandat și Caterina ar vrea să ne mulțumească pentru că grație sfaturilor primite din partea dumneavoastră are o pasiune acum și un mic hobby și a transformat grădina într-un mic paradis. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informația în această seară, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți, ne întâlnim săptămâna viitoare, luni și miercuri în direct la ora 22 aici pe Agro TV. Toate cele bune!